v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Acțiune în forță în această dimineață la Lupeni. Polițiștii de aici, sprijiniți de ofițerii de la Serviciul de Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Hunedoara, au descins la mai multe locuințe de unde au fost ridicate 3 persoane. Copiii cu sindromul Down din Valea Jiului nu au parte de educația care li se cuvine pentru că aici nu există niciun cadru didactic itinerant. A fost o noapte de vis la Deva aseară la primul spectacol Opera Nights, un festival care se bucură de o popularitate tot mai mare. Un bărbat și 2 minori, toți din Lupeni, au fost ridicați în această dimineață de mascați. Acestea au comis mai multe furturi pe răza municipiului Lupeni, iar acum urmează să-și execute pedeapsa. Primul la închisoare, iar minori în centrul de reeducare din Buziaș. Acțiune în forță în această dimineață la Lupeni. Polițiștii de aici, sprijiniți de ofițerii de la Serviciul de Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Hunedoara, au descins la mai multe locuințe, de unde au fost ridicate 3 persoane. Un bărbat în vârstă de 36 de ani, pe numele său Alexandru Martin Calo, și 2 minori, ambii în vârstă de 15 ani, toți reținuți pentru furt. Primul dintre aceștia a fost condamnat în urmă cu ceva timp de judecătoria Petroșan la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru furt calificat, iar astăzi a fost dus la penitenciarul Bârcea Mare în vederea executării pedepsei. Nu mai contează. Ce ați făcut? Am furat. Ce ați furat? Două table. Două table? De ce? De fier vechi. Ce v-a determinat să furat? Copiii, ce să mă determin? Cât copii aveți? 3. Ce veți face acum? Mă fac pedeapsă, ce-mi văd de treaba mea. Păi și copiii ce vor face? Sunt cu mama lor. Și mama lor cu ce se ocupă? Cu ce îi întreține? Cu alocația. În cursul zilei de astăzi, Poliția Municipiului Lupeni, în colaborare cu structurile de la IPJ Hunedoara, a pus în executare un mandat de executare a pedepsei închisorii și 2 sentințe penale. Pentru mandatul de executare a închisorii, persoana respectivă este din Lupeni, este un cetățean în vârstă de 36 de ani și a fost condamnat pentru comiterea infracțiunilor de furt calificat. A comis mai multe infracțiuni de furt de pe raza municipiului Lupeni, furturi din locuință, din anexe, societăți. Pe numele celorlalți 2 hoți, adică celor 2 minori, existau sentințe penale de internare într-un centru de reeducare, după ce s-a dovedit că sunt autorii mai multor furturi pe raza localității. De asemenea, în legătură cu sentințele penale, pot să vă spun că cei 2 minori au fost ridicați și urmează a fi depuși în centrul de minori de la Buzia și județul Timiș. Prejudiciul recuperat cam 30%. Valoare estimativă. Nu putem să vă dăm deocamdată o valoare estimativă, deoarece este pus în mandat, este pus în executare mandatul de, este pus în aplicare mandatul de executare a pedepsei. Câte? 2 ani și 6 luni. Iar minorii ce au furat? La fel, societăți, locuințe, anexe. Sunt din Lupeni? Da, sunt din Lupeni, da. Rudele celor care nu s-au gândit de 2 ori înainte de a comite furturile au venit în fața poliției Lupeni, însă lacrimile lor nu au înduplecat pe nimeni. Copiii cu dizabilități sunt marginalizați chiar de sistemul de educație. În calitate de părinte, președintele Asociației Down Valea Jiului a solicitat Inspectoratului Școlar Județean un învățător de sprijin sau un itinerant, însă cererea sa a fost respinsă. În situația copilului său sunt mulți în întreaga Valea Jiului. Și cu dizabilități și cu probleme în ceea ce privește educația. Este vorba despre copiii cu sindromul Down din Valea Jiului, care nu au parte de educația care li se cuvine. Președintele Asociației Down Valea Jiului, tată a unui copil de 9 ani ce suferă de această boală, susține că a solicitat Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara un cadru didactic itinerant de sprijin pentru anul școlar 2013-2014, însă cererea sa a fost respinsă. Este înscris la școala generală numărul 2 Lupeni. Eu, în calitate de părinte și președinte al Asociației Down, am făcut un demers pentru respectarea legii 448 în ceea ce privește un învățător de sprijin sau itinerant.
Am făcut demersurile atât către școala respectivă, cât și către Inspectoratul Școlar General de la Deva, prin care am cerut un învățător de sprijin itinerant conform legii 448. Răspunsul din partea inspectoratului a fost unul negativ, pe considerente că s-a făcut structura școlară pentru anul 2013-2014, deși orientarea școlară pentru acest copil este din anul 2012. Am aflat ulterior că numai în școala generală numărul 2 Lupeni sunt aproximativ 18 copii cu CES, care au nevoie de acest învățător itinerant de sprijin și pe care legea ne dă dreptul să-l avem. Cei de la Inspectoratul Școlar ne-au refuzat categoric, spunând că ei n-au posibilitățile acestea. Copilul necesită o atenție specială în timpul orelor de curs, iar în aceste condiții situația este extrem de dificilă. Pentru mine va fi foarte greu, pentru că în clasa 1-a se pune altfel structura școlară, copilul are nevoie de sprijin, într-o clasă de 25-30 de elevi, să acorzi atenția deosebită unui singur elev cu CES este foarte greu. Dacă aveam acest învățător de sprijin, integrarea acestui copil în școala de masă era mult mai ușoară și ușuram și munca doamnei învățătoare. În situația în care nu mi se respectă acest drept, deja am sesizat Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități, au fost trimise deja o adresă către domnul ministru. Dacă nu se va respecta și nu se vor lua măsurile necesare, cu ajutorul celor de la Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități, vom aduce acest caz în fața instanței. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara spun că se încearcă rezolvarea acestei probleme, conștienți fiind de necesitatea unui cadru didactic itinerant în Valea Jiului. În momentul în care persoana respectivă s-a adresat Inspectoratului Școlar în nume propriu, nu se îndeplineau condiții de acordare unui profesor itinerant, care presupune automat existența unui număr mai mare de astfel de elevi. Între timp, unitatea școlară a făcut demersurile necesare ca un număr suficient de mare de elevi să dispună de certificate de orientare școlară. Mi s-a adresat această unitate școlară în scris pentru ca să primească acest post de profesor itinerant. Urmează ca în săptămâna viitoare Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar să analizeze situația și să dea un răspuns care sper din tot sufletul să fie pozitiv în cazul de față, având în vedere într-adevăr lipsa acestor cadre didactice în Valea Jiului și cu precădere în municipiul Lupeni. Din păcate, sistemul este unul bolnav, iar copiii diagnosticați cu diferite dizabilități sunt nevoiți să aștepte și câțiva ani pentru a beneficia de asistența unui cadru didactic itinerant. Polițiștii din cadrul serviciului rutier Hunedoara se pot mândri începând de astăzi cu o mașină performantă. Este vorba despre un contract de comodat încheiat între o firmă de renume și Inspectoratul Județean de Poliție Hunedoara pe o perioadă de un an. În baza parteneriatului încheiat între Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara și o firmă de renume în domeniul autoturismelor, serviciul rutier din județ a fost echipat cu o mașină cum puține județe au. Este un parteneriat încheiat de Inspectoratul Județean de Poliție Hunedoara cu un furnizor privat din județ. Mașina este foarte performantă. În momentul de față este cea mai performantă din parcul auto al Inspectoratului. Va fi folosită pentru deplasare operativă la evenimente rutiere, pentru prezență în trafic. Va asigura în cele din urmă un mai mare grad de siguranță pentru cetățean și în special pentru participantul la trafic. În prezent intră în dotarea poliției rutiere, urmând a fi folosită în funcție de specificul situației operative și de alte structuri și pentru alte genuri de evenimente. Autoturismul a fost achiziționat printr-un contract de comodat pe o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire. Acest auto special a fost preluat prin programul Alege Viața. E o campanie națională care are ca scop reducerea riscului rutier. Autospeciala în sine, având o capacitate de 2000 de centimetri cub și 140 de cai putere, va fi folosită cu precădere pe autostrada 1 și pe drumurile naționale din județ, în speță DN7, DN68A, DN66, DN74, DN76. Unii dintre polițiști au încercat autoturismul deja, iar prima impresie este una pozitivă. Este un autoturism foarte performant, este ceva de vis. Sperăm că putem face față acum nevoilor în trafic și să sperăm că putem să ne îndeplinim misiunile cum trebuie. Ce dotare? Pe lângă sistemele acustice și sonore, stroboscoapele care pe timp de noapte sunt foarte bune, la însoțire ne ajută foarte mult. Este o mașină foarte puternică și foarte performantă. În ceea ce ne privește, dorim pe tot parcursul prezenței noastre în județul Hunedoara
să fim nu doar o companie premium, așa cum suntem deja, din punct de vedere economic, social, ci să fim întotdeauna un pilon pe care să vă puteți baza atunci când este vorba de cetate și de oamenii ei. La eveniment au participat mai multe oficialități, printre care primarul urbei Petru Mărginean, subprefectul județului Vasile Potecă, dar și reprezentanții Consiliului Județean. Nici nu vă imaginați cât bine ați făcut județului Hunedoara prin ceea ce faceți astăzi. În momentul în care am fost informat că dumneavoastră veți dota poliția și în mod deosebit circulația unde chiar avea o mare problemă, cu asemenea mașină, am ținut neapărat să vin să-l cunosc și eu pe cei care au făcut acest gest. Șeful Poliției Rutiere Hunedoara are și un mesaj pentru vitezomani. Pentru vitezomani le recomand ca de fiecare dată să respecte normele rutiere și limitele legale de viteză, atât pe autostradă, cât și pe drumurile naționale europene din județ. Primul spectacol din cadrul celei de-a treia ediție a festivalului Opera Night s-a bucurat de succes și în rândul spectatorilor prezenți care au înfruntat temperaturile mai scăzute doar pentru a se putea bucura de acest eveniment. Timp de două ore, aceștia au putut asculta arii celebre din operele compozitorilor Verdi și Wagner. Sempre un amabile leggiadro viso, i pianti in riso e nel sogniero. La donna è mobile, quale più il vento, muta ce trece, festivalul Opera Night se bucură de un succes tot mai mare și asta nu doar la nivel de județ, ci în întreaga țară. Dovadă stă și prezența invitaților de seamă în rândurile spectatorilor, dar și faptul că, în premieră în acest an, festivalul se desfășoară atât în curtea Castelului Corvinilor din Hunedoara, cât și pe Esplanada Lapidarium a Palatului Magna Curia din Deva. Primul spectacol a avut loc la Deva și a fost o seară dedicată compozitorilor Verdi și Wagner. Astfel, spectatorii au putut asculta arii din binecunoscutele opere Traviata, Nabucco sau Otello, interpretate atât de artiști români cât și de artiști veniți de peste hotare. Da, este un spectacol superb, locația este de excepție, mă bucur foarte mult că am ocazia să particip la un eveniment de această ținută, de această calitate. Îi felicit pe toți care și-au adus contribuția ca să ne putem bucura de o seară minunată cum este cea de astăzi. Excelent până acum. Despre interpreții? Foarte talentați, foarte talentați și mai ales cea din Deva, Maria, foarte talentată. Noutate, ceva frumos. Despre interpreți, ce părere aveți? O părere extraordinară, interpreți foarte buni. Organizarea acestui festival nu ar fi fost posibilă fără ajutorul Consiliului Județean Hunedoara și a primăriilor din municipiile Deva și Hunedoara. Mă bucur în primul rând pentru că este și la Deva. Știți bine că l-am început la Hunedoara și atunci mulți spectatori care au venit din Deva la Hunedoara și l-au dorit aici și iată că am reușit să facem acest lucru. Arătăm că dacă există o colaborare între primărie și Consiliul Județean, se pot face lucruri mărețe. Iar ăsta este chiar într-adevăr un lucru măreț la nivel nu de județul Hunedoara, ci este la nivel de țară. Cred că și sunt în sentimentul tuturor. Sunt bucuros chiar că avem niște oaspeți de seamă, Principele Radu, Alteța sa, Excelența sa, ambasadorul Sloveniei. Eu cred că prin cultură poți uni, face prietenii. Și mă bucură că la Deva este un public atât de minunat și atât de cald. Sper ca și la Hunedoara să avem parte de același public. E un festival reușit pe care îl apreciez și cred că și-a cucerit faima de un festival internațional adevărat. Festivalul Opera Nights se desfășoară pe parcursul a 6 zile, iar în această seară continuă cu spectacolul Trubadurul de Giuseppe Verdi, care va avea loc la Hunedoara. În următoarele seri, iubitorii de operă vor mai putea urmări Don Pasquale de Donizetti, Elixirul Dragostei și My Fair Lady.
Din cele aproximativ 70 de ștranduri și piscine din județul Hunedoara, 10 au fost verificate de către specialiști din cadrul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara. Din fericire, până în prezent nu au fost depistate nereguli și mai mult decât atât nu au fost înregistrate nici cazuri de conjunctivită. Cum sezonul de bălăceală este întoi, iar hunedorenii frecventează ștrandurile și piscinele din județ, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Hunedoara au început să efectueze controle în aceste unități, pentru ca cetățenii să fie în siguranță. Au început controlele în tot ce înseamnă bazine de not, atât închise cât și bazinele care sunt în aer liber tip piscină. Este un control tematic în cadrul tematicilor date de către Ministerul Sănătății pentru colegii de la control în sănătate publică. Se va desfășura pe întreaga perioadă a verii. În ce constau aceste controle? Normal, se va vedea dacă unitatea este autorizată din punct de vedere sanitar. Dacă există registru în care se înregistrează în fiecare zi valoarea clorului rezidual activ, dacă există toate acele plăcuțe avertizoare cu adâncimea bazinului, dacă există punct sanitar, pentru că pot să existe accidente. De asemenea, și personalul ștrandurilor sau complexurilor acvatice trebuie să fie cu analizele la zi. Din fericire, până în prezent, nu au fost înregistrate cazuri de conjunctivită. Cu privire la cazurile de conjunctivită, aș vrea să spun că în județul Hunedoara nu am fost atenționați de către medici oftalmologi. Au fost ani în care am avut astfel de atenționari. Și este clar că totuși se respectă clorinarea apei de bazin, dar vreau să atrag atenția persoanelor care nu merg la bazine, ci merg de-a lungul râurilor și lacurilor, că acest lucru este pe propria răspundere. Până la această oră au fost verificate 10% dintre ștrandurile și piscinele existente în județ și nu au fost depistate nereguli, însă controlele continuă pe toată perioada verii. Cofetăriile, patiseriile, dar și restaurantele care organizează nunți sau botezuri au fost luate la puricat de inspectorii de la circumscripția sanitar-veterinară. Perioada este propice apariției problemelor privind calitatea produselor, însă până în acest moment au fost aplicate doar câteva avertismente, agenții economici fiind conștienți că în joc este sănătatea consumatorilor. Activitatea instituției noastre direct coroborată cu desfășurarea activităților specifice acestei perioade. Monitorizăm cu maximă seriozitate instituțiile care desfășoară activități comerciale tip restaurant, terase, cantine, fast food-uri. Pe lângă aceste activități încercăm să punem la punct micile nereguli care pot apărea în această perioadă. Tot ceea ce am constatat până acum au fost probleme mici care s-au rezolvat punctual pe loc. Probleme mari ne bucurăm că nu sunt și nici nu dorim să fie. Și să atragem atenție totodată populației să fie atentă la ceea ce cumpără. Vizate în această perioadă au fost și restaurantele care organizează evenimente precum nunți sau botezuri. Una dintre marile probleme care apar în acest sector ține de solicitările nuntașilor de a aduce prăjiturile de acasă. Normele în vigoare nu mai permit însă acest lucru, prăjiturile având nevoie de un certificat care să ateste calitatea lor. Noi facem în fiecare an un instructaj agenților economici care desfășoară asemenea activități. Îi rugăm, îi sfătuim să facă aprovizionare numai din unități autorizate, numai cu certificate și facturi care să ateste proveniența produselor, să fie atentă la igiena personală, igiena generală a spațiilor în care se desfășoară aceste activități și totodată să fie atent la prăjiturile care sunt aduse de regulă de către familii. Noi am interzis acest lucru și facem un apel către unitățile restaurante să nu accepte ca nuntașii să își aducă produsele de acasă, pentru că de peste cap
inclusiv renumele și prestigiul firmei respective. Proprietarii restaurantelor, cofetăriilor sau patiseriilor care nu respectă normele în vigoare pot fi sancționați, cea mai drastică pedeapsă fiind închiderea afacerii. Fiecare neregulă constatată se încadrează într-un cadru legal în baza unei ordonanțe de guvern care este amenda contravențională și măsurile se merge până la închiderea unităților. Deși la Petroșani se vorbește de mai bine de un an de zile de înființarea unui muzeu montan, până acum această inițiativă nu a prins contur. Totuși, anul viitor, spune edilul șef, acesta ar putea funcționa. La începutul anului trecut, la Petroșani se vorbea de înființarea unui muzeu montan, primul de altfel din România, în care să fie expuse în primul rând lucruri care au legătură cu Valea Jiului și Munții Parâng. Această idee nu a fost încă aplicată. A rămas în vigoare această inițiativă, noi strângem exponatele, se ocupă cei de la asociație. În momentul în care vom fi pregătiți cu tot ce trebuie, vom încerca să găsim un loc în care să le și expunem. Însă, înființarea acestui muzeu nu este un lucru atât de simplu, pentru că în acest proiect sunt implicați mai mulți oameni și asociații. Totuși, deschiderea acestui muzeu nu este un lucru imposibil în cursul anului 2014. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai plăcută!